Zunivers Podcasts. Cum te-ai transformat de când ești mama, Alina? Am devenit mai bună. E fascinant și mi se pare că abia după ce faci un copil, cel puțin așa a fost la mine, te descoperi și începi să te cauți. Eu am învățat că cel mai important e să punem limite. Păi și de la grădiniță e la fel ca acasă de vocal sau acolo regulile din instituție sunt reguli? Sunt foarte diferiți la grădiniță. La grădiniță se îmbracă singur. Acasă, mami, dar nu mă îmbraci tu. Da, dar e o perioadă, se numește așa, o scindare a persoanei, persoana publică și persoana de acasă. Sunt foarte scindați la început în la adaptarea în grădiniță, în sensul că acasă sunt foarte năbădăioși și cu hachițe, iar la grădiniță sunt foarte complianți și liniștiți. Anii de grădiniță, cei 3 ani foarte importanți, apropie cele 2 identități și le unifică. Cum a fost la tine? Ți-ai dorit copil, ai rămas înstăcinată, te-ai gândit cum, ce alegere să am? Mi-am dorit naștere naturală, am simțit că asta vreau, pentru că mi-am dorit să trăiesc experiența asta. Mi se pare o experiență înălțătoare. Pentru mine a fost extraordinar. Femeilor le e frică de durere. Nu de durere e problema. Noi orice durere ai avut vreodată, ați uitat-o. Știți ce vă aduceți aminte? Cum v-ați simțit? Asta e cel mai important. Dacă oamenii ăia care au fost lângă tine când ai avut o durere te-au făcut să te simți bine, tu aia îți aduci aminte. De aia e foarte important. Femeile alea care au experiențe urâte de la naștere nu-și aduc aminte durerea, își aduc aminte cum i-a vorbit doctorul, cum s-a purtat moașa cu ea. Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit, sunteți la Părinți cu minți. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, expert în educație și parenting, autor de cărți, fondator de școală, un om de la care întotdeauna avem ce să învățăm. Iar invitata noastră de astăzi este Alina Tanasă. Alina este creator digital sau influencer și, în primul rând, sau din această calitate, este aici mama lui Leon, mama lui Leon, Leon care are 3 ani și 4 luni și este o explozie de energie. Este. Cum te-ai transformat de când ești mama, Alina? Măi, nu știu, am învățat, nu știu dacă m-am transformat, dar cred că e cumva o transformare. Am devenit mai bună. Că nu știam dacă o să mi se potrivească rolul de mamă și nici nu m-am gândit așa cumva, nu mi-am făcut un film, cum va fi, ce se va schimba la mine, cumva au venit lucrurile natural și mi-am dat seama cam după primul an, pentru că în primul an nu am avut timp să-mi dau seama de nimic, că mi se potrivește și că îmi place. Și cumva îmi pare rău că cumva n-am mai făcut încă unul și că ne e greu să ne hotărâm a mai face încă un copil, dar chiar îmi place să fiu mama lui Leon. Și e și un copil minunat și chiar dacă e foarte challenging și știți da. Cât de challenging e, e fascinant și mi se pare că abia după ce faci un copil, cel puțin așa a fost la mine, te descoperi și începi să te cauți. Eu de vreo 2 ani de zile am început să mă caut mult de tot și să mă duc mult în copilărie și să văd anumite pattern-uri de unde vin și am avut multe revelații și cred că el m-a ajutat foarte mult să mă văd mult mai bine într-adevăr cum sunt, pentru că de multe ori, fără să-mi dau seama, nu eram chiar autentică, iar acum îmi doresc mult de când sunt mama lui să fiu autentică. Și m-am lungit foarte mult cu răspunsul, dar mă întâlnesc cu oameni care îmi zic, știi, când înainte îmi plăcea ce făceai, dar parcă nu rezonam așa cu tine și uite, acum te-am redescoperit ca mamă. Și ai un alt public, ți se pare că acum te adresezi unor femei care, uite, au și treaba asta cu... Cu siguranță am mame în comunitate, dar cred că oamenii m-au descoperit pe mine așa cum sunt, pentru că înainte făceam pozele alea super wow și cumva era și o percepție. Eu sunt cumva, când stau foarte serioasă, par așa un pic, multă lume îmi spune că pare arogantă sau par, nu știu cum, par de inabordabilă sau chestii genul. Iar eu nu sunt așa. Iar cumva prin Leon și urmărindu-mă cumva altfel, au văzut cum sunt de fapt. Da, cred că asta avem toți. Alături de copii ne dezbrăcăm la nesfârșit de tot felul de piei care pot cumpăra imaginea lumii sau pot păcăli pe adulții din jurul nostru, dar copiii în general sunt cei care spun că împăratul e gol și cred că asta e prima senzație pe care o are o mamă
după naștere, sentimentul ăla de vulnerabilitate, de faptul că n-ai nimic sub control, că nu mai știi nimic, că simțul umorului sau stilul tău de a te îmbrăca sau de a te purta în lume sau mai există sau stil de a te îmbrăca în primele luni, dar dincolo că nu mai contează, că această fațadă construită până la 25-30 de ani trebuie să cadă, dar nu e o pierdere. Vă spun așa din perspectiva unui părinte care trece acum, nu, cu vârsta de 20 de ani. Mie mi se pare deja foarte interesant, dacă ai așa, să zicem, puterea să înțelegi, să te observi ce anume te activează, ce te supără, ce te liniștește în relație cu copilul. Mie mi se pare că, Leon, scuză-mă că te întrerup, îmi apasă fix butoanele alea. Aș vrea să anunțăm așa pentru oameni că s-a tot rostogolit ideea asta că copilul e venit să te provoace sau să-ți apese. Nu, e venit așa, dar văd că mă... Exact. Adică ce mă deranjează? Adică văd, îmi spun mame, uite, mi-a face asta și asta și zic, mie nu-mi face asta, mie face asta, exact ce mă deranjează. De ce face Oana copilul? Exact. De ce face copilul ce vede că te deranjează? Nu, el nu face că vede că te deranjează. El nu face asta conștient. El nu știe că mă deranjează. Dar în relații, omul, în relație cu copilul propriu, cu partenerul de viață, cu cel mai apropiat coleg de serviciu, cu cea mai bună prietenă, în toate relațiile apropiate, partenerul, în cazul nostru copilul, este oglinda. Da, asta vreau să zic, ne reflectă pe noi. Te reflectă. Și atunci deci, nu-mi place, de fapt, chestiile la mine, de fapt, nu-mi plac. Și el, cumva, exact iar asta. Iar copilul vine pe lume cu nevoia ca tu să-i fii universul lui. Mama și tata sunt cei doi stâlpi. Au până pe la vreo 10 ani o viziune arhetipală, mitologică asupra ta. De-aia n-au nici empatie, în general, copiii față de părinți. Nu te suportă că ești obosită, plictisită, tracasată. El vrea să fie lumea aceea rotundă, perfectă, în care s-a născut. E, în lumea asta perfectă de care are nevoie psihicul lui să se dezvolte, știe să te butoneze sau să te activeze când ea se clatină. Ce-l clatină pe copil? Când ți-ai pierdut controlul. De exemplu, ești furios. Faci urât prin casă, explodezi, că sunt mulți părinți în România, țip tare, nu voi, dar sunt mulți părinți. Dar și noi, adică... În momentul ăla ai senzația că ai putere, dar de fapt copilul vede că ți-ai pierdut puterea și pe el îl sperie foarte mult. Un părinte foarte autoritar, care țipă, și tați și mame, care vor să se impună cu vocea tunătoare, transmit copilului de fapt că eu, adultul, nu mai sunt în puterea mea, mi-am pierdut-o, am explodat. Și atunci, lui, chiar dacă e teamă un pic și se resemnează acolo și se liniștește că l-ai pedepsit tu, subconștientul lui revarsă foarte multă anxietate. În fundul minții lui, fără să-și pună în cuvinte asta, copilul simte că ăștia doi piloni nu au putere, n-au stabilitate și simte foarte multă teamă că nu-i conținut. În perioada copilăriei timpurii ne activează asta. Nevoia de control, el dărâmă și refuză absolut tot ce ar însemna în mintea noastră că ai, le-am aranjat, le-am așezat pe toate, nu? Pe la 9 ani, când deja ne-am stabilizat noi în puterea noastră și copilul te-a cam urmat până la 8-9 ani, a făcut ce ai spus tu, de jenă, de rușine, că l-ai mai momit, de la 9 ani și chiar mai devreme generația de astăzi se trezește întrebarea asta, hei, dar tu cine ești? M-ai întrebat pe mine dacă eu vreau așa? Începe revărsarea autorității. Știi că eu îl întreb, adică discută, mi se pare că și la 3 ani cam știe ce vrea și știe să zică. Știu foarte bine copiii ce vor, dar sunt câteva alegeri care trebuie să fie ale părinților. Da, normal, și noi punem limitele și e super. Eu am învățat că cel mai important e să punem limite. Păi ce ți iese? Măi, îmi iese, adică automat, uite, de exemplu, are voie un desen pe zi, da, de 20 de minute și alege el, Sam sau Peppa se uită acum. Și asta e limita. Are voie 3 bucățele de ciocolată. Iau niște ciocolată cu roșcove, o tai o bucățică în 9 bucățele mici și ales 3 bucățele. Și cumva i-am zis, uite, asta îl e greu voie. Din, de la locul de joacă? Să știi că înțelege, îi spun. Avem un sfert de oră, plecăm și mi-ai zic, Leon, mai avem 10 minute, mai avem 9 minute, mai avem 8 și după aia îl iau. Adică sunt momente când nu iese. De multe ori, adică de multe ori, câteodată mai las limita, zic ok, uite, azi facem ca tine și încălcăm limita și
ca să-i dau și lui ideea că nu e doar... Să nu fie doar rigiditate. Nu o să iasă tot timpul ca mine și o înțeleg, pentru că câteodată e foarte entuziasmat și îi place un loc foarte mult. Și atunci nu vreau să-l frustrez că plecăm de acolo. Și atunci zic, uite-te, mai stăm că văd că îți place foarte mult, ți-ai făcut prieteni. Foarte bună abordare. E ok. Da, că mulți sunt pe ideea asta, domnule, eu mi-am impus această limită și vreau să o respectăm tot timpul. Nu trebuie, nu se foarte poate. Bine. Nu poți și trebuie cumva să-i mai dai și lui ideea de control. Iar asta cu furia de spuneam că, într-adevăr, mai scot, eu spuneam că dacă am avea o cameră din asta în care, antifonată în casă, în care putem urla și da cu pumnii, eu cred că am fi mult mai ok. Să nu te audă copilul? Nu, să nu te audă nimeni, să scoți tot. Să nu tot, zici, nu mai țipa că te aud vecinii, că asta e problema în România. Da. Știu că o aveam și noi. Da, e o problemă mare. Asta eu cu familia mea n-am avut-o, pentru că la noi toată lumea vorbea tare, la noi toată lumea știa ce facem. Unde, a, mâine plecați acolo, faceți aia, da, mai auzit. Că italienii, nu? Da, deci e la modul ăsta suntem. Noi toată lumea din bloc știa ce facem. Deci eu n-am problema asta, apropo de valori. Că eu cu soțul meu, la chestia asta, suntem pe diagon, pe paraleli. Adică el vorbește și spune, vai, vecinii s-audă, nu? Eu n-am nicio treabă. Și avem două valori pentru mine. Nu contează chestia asta, nu dau doi bani pe ea, pentru el e foarte important. Și când discutăm, uite așa mergem. Nu ne întâlnim niciodată. Asta și eu am fost o generație șâșâită, în trenuri, în mașină, când mergeam cu părinții, era... Da, nu, noi am vorbește încet. De-aia vorbesc și tare. La mine toată lumea vorbea, că mi-a și surzit săracul de ureche, pentru că toată viața a vorbit tare. Na, așa suntem și Leon are chestia asta, că na, o fi și genetică. Mai ridic așa vocea când are el ceva de zis, vorbește de așa la tare. Grădiniță e la fel ca acasă de vocal sau acolo regulile din instituție sunt reguli? Sunt foarte diferiți la grădiniță, ceea ce mi se pare întreb, că și copiii mei sunt diferiți. Da, este cumva, are o personalitate puternică, dar e mult mai ascultător la grădii, adică la grădii nu... face totul ca la carte, e super, adică, de exemplu, el acasă vrea să doarmă dezbrăcat, el nu vrea pijama. La grădiniță își pune pijama. La grădiniță se îmbracă singur. Acasă, mami, dar nu mă îmbraci tu. Da, dar e o perioadă, se numește așa, o scindare a personei, persoana publică și persoana de acasă. Da. Cred că tot și sunt unii un copii așa. Care sunt foarte scindați la început în la adaptarea în grădiniță, în sensul că acasă sunt foarte năbădăioși și cu hachițe, iar la grădiniță sunt foarte complianți și liniștiți și mănâncă și ce nu mănâncă acasă. Anii de grădiniță, cei 3 ani foarte importanți, apropie cele două identități și le unifică. Noi suntem foarte atenți, nu totalmente, că nimeni nu are o identitate unificată, nu sunt în public cum sunt în acasă, acasă total, în totalitate. Dar noi ne uităm la grupa mare, dacă cele două identități sunt în armonie sau se aseamănă. Copiii care sunt acasă de tipul fac ce vreau cu mama, mă opun din orice, plâng, țip, nu-mi pasă de nimic, sunt năbădăios, contest autoritatea, dar sunt foarte cuminți și liniștiți în colectivitate, aproape emotivi și incapabili să-și manifeste și ei uneori limitele, dorințele, sunt în pericol de nesocializare coerentă când intră la școală, fiindcă sunt copii care nu și-au învățat puterea asta în societate, pentru că acasă o descarcă în toate formele posibile. Și nu-și pot, înțelegeți, nu-și pot alinia cele Doamne două identități. Acasă am o putere extraordinară, eu sunt șeful haitei, mami și tati cam fac cum vreau eu sau intră în ceartă parte în parte cu mine, iar în societate eu simt că nu am libertatea asta, dar nici nu știu să-mi creez alte instrumente. Și cum echilibrăm treaba asta? Uite, eu mă gândesc la familia mult. Eu mă gândesc la Ana, că are multe elemente toți din ce au, ai spus. Toți au scindarea asta. Adică acasă este super vocală, la grădiniță copilul ideal. În mod normal, ei transferă. Cum se ceartă cu tine acasă, atât cât îi permiți, ce elemente tranzacționale are cu tine, că e normal să se certe cu tine copilul. Nu să fie, cum zic bunicii, obraznici, adică să întreacă limita aia în care din orice fac furie și tantrum, dar contre e sănătos să aibă, mai ales mama cu fetița, dar nu numai, că așa începe, adică așa se continuă și individuarea. Eu sunt alta decât tine și fetițele chiar au tendința să spună mamelor lucruri foarte dure, pe care nu trebuie să le luăm în serios, sunt fumigene. Ești urâtă, nu te îmbraci frumos, nu ești o mamă bună, aș nu vrea să iubesc. Mă fi, nu te iubesc. Asta e specific fetițelor și nu trebuie să ne ambaleze, trebuie să le luăm cu umor, să le tăiem cu un pic de sarcasm blând, ca să vadă că noi stăm în puterea noastră și nu ne lăsăm destabilizate.
Dar dacă tendința la grădiniță este să devină victimă, să renunțe la orice tip de respingere din partea colegilor, să nu se ducă de două ori să spună da, dar eu vreau asta și nu-mi convine așa și să nu-și privească noi colegii, atunci da, e un semnal de alarmă. După o vreme se transferă în societate, să zicem, fricțiunea asta sănătoasă pe care o aveți în membrii între membrii familiei, că acolo te simți în siguranță, dar trebuie să te uiți să nu fie foarte mare prăpastia între cât e de compliantă, nesigură, fricoasă în colectivitate. Dacă e așa, că am văzut și avem și noi la școală și la grădiniță astfel de copii, trebuie lucrat cu părinții, hei, până unde duci cearta asta și lași copilului putere, și trebuie în școală, în clasă, pus copilul în situație de negociere cu ceilalți colegi. Sunt niște joculețe tipice în care pe fita o învățăm cum să-și audă vocea, cum să privească în ochii celuilalt, să spună ce nu-i place, ce ar vrea. Leon este foarte justițiar. Și eu sunt justițiar, da. Adică îmi place să fie corect, dar el e foarte justițiar, la modul dacă la grădiniță, el are o gașcă de prietena, că el fiind la Montessori, sunt copii de vârste diferite și atunci are el o gașcă de chiar de, da, fetițe. Și dacă, de exemplu, o fetiță din gașa lui, cu care el e prieten, face ceva unui alt copil, el imediat se duce și adică se ia de fetiță, de prietena lui. Uh-huh. Adică, mi se pare foarte interesant la 3 ani să simte și îmi spun la grădiniță că tot timpul vede toate conflictele și se duce să intervine, să se pare. E pompierul. Da. Da, e posibil. Adică sunt copii care au inteligența asta socială de a citi camera, de a citi contextul. Sunt și copii la 3 ani care se joacă lângă doi în conflict și pe care nu reușesc să-i perceapă în câmpul lor, da, de joacă. Aici depinde de, ne naștem cu o dimensiune mai socială a creierului sau mai îngustat. Faptul că el vede ce se întâmplă altora, e nemaipomenit, e semn de inteligență socială. Cred că are o socială. Inteligență emoțională foarte puternică și când citim cărți, tot timpul mă întreabă, mami, de ce e domnul furios? De ce e nervos? De ce e fericit? De ce? Tot timpul mă întreabă, da, de fețe. Da, se uită și identifică emoții. De... Sunt generația asta de copii, exact. Se naște cu, cu un mod de a percepe lumea mult mai nuanțat, de asta sunt mult suprasensibili, cu dificultăți de percepție kinestezică. Sunt copii cărora li se pare că e gâdilă materialele, eticheta, da, materialul. Mm-hmm. Se numesc într-un anumit fel, dar nu-mi place să etichetez, că acum știința pune etichete, mm-hmm, pe toți, dar această hipersensibilitate, nu suportă zgomotele la grădiniță, mai ales în perioada de adaptare, în sala de mese unde e un pic de ecou, nu suportă o anumită textură a mâncării pe limbă. Sunt din ce în ce mai mulți copii, că îi văd n-am și avut scrie problemele și... astea. De ce? Da, de la ce se nasc într-un mediu suprastimulat informațional, cred, și studiile arată, eu vorbesc simplist așa, să nu pun neapărat un nume de studiu, că simțurile lor se dezvoltă exacerbat, percep mai multe lucruri și cu mai mare intensitate, pentru că sunt înconjurați de o sferă informațională din ce în ce mai diversă. Și pentru că părinților sunt mai intenși, mai tracasați, mai nevrotici, mai multitasking, și creierul care se naște configurat așa într-o lume pe repede înainte are tendința de a reacționa la orice tip de stimul, inclusiv la eticheta care mă zgârie aici pe spate. Wow, foarte interesant asta. N-am avut decât la niște chestii foarte... Dar nu la toți copii. De lână, vreau că... doar cei care ne ascultă să înțeleagă că e normal. Și poate da intensive. Na, unii mai puțin, unii mai mulți. Și unii cine mai mulți, știe? Unii adică deloc, e clar că sunt. Unii deloc, dar unii din ce în ce mai mulți nu depășesc. Hipersensibil rămân. Rolul nostru este să dirijăm această hipersensibilitate, să o onorăm, dar să nu se transforme în reactivitate. Adică la orice stimul, la orice mică supărare, la orice mică zgârietură, să plâng furtunos. Este un avantaj. Sunt și cei la extremă, cu neurodiversitate, cu fixisme în mâncare, nu vorbesc de extreme. Bun. Deși sunt mulți părinți care poate ar avea nevoie să audă și asta. Vorbesc de un nivel de sensibilitate a copilului mic, apropo de ce ai zis de băiatul tău, că e foarte atent la emoții, identifică chipuri, senzații, mici conflicte sau bucurii în grupă, mai deschis și mai capabil decât generațiile de acum 10 ani de copii de 3 ani. Spun sigur că lucrez în grădinițe de atâta vreme și văd ce abilitate au copiii de grupă mică când deschide cineva ușa, că mai avem vizitatori, că absolut o scanează omul
din priviri de sus până jos și știu imediat dacă să se ducă către omul respectiv, chiar dacă e necunoscut, sau să le vide. Eu spun că iau așa un scanner ca la supermarket pentru vibe-ul, pentru starea ta emoțională, pentru tensiunile tale. Știi, se apropie de unii și se... Sunt mult mai abil din punctul ăsta interesant de vedere. Interesant că spui astăzi, asta, copii. Pentru că Leona are o chestie, sunt oameni care îi plac și oameni care nu îi plac. Toți copiii au asta. Și nu am înțeles niciodată chestia asta, adică oare... Că și nouă ne plac și unii oameni. Asta? Și noi avem. Dar ți-ai acoperit-o cu raționamente. Și noi cu o avem, că automat cunoști un om îți place, nu-ți place. Dar copilul e și sincer, se întoarce cu fundul la tine. Sau vine, nu știu, mătușa de la nu știu ce oraș și vrea să-l pupăcească, să-l strângă în brațe în familie. Și el asta. Se dă la o parte și mama tot spune, dar du-te, dar salută. Nu mai spune mama. Eu cred că totuși mamele din ziua de azi nu mai spun. Nu, dar sunt mame care își împing copilul. Dar vorbește mami cu nenea, dar spune... Ca să nu creeze conflicte în familie, cel puțin creeze, în relația cu bunicii. Da. E foarte important să respectăm spațiul ăsta personal și să nu ne simțim noi ca părinții mai slabi. Noi am fost generația care trebuia să pupăm pe toată lumea. Și să și spunem poezia la comandă de adunarea de familie. Dar e bine să lăsăm copiilor spațiul ăsta și apropo, când se fac mai mari și li s-a întâmplat ceva și nu-ți spun imediat, apropo de spațiu personal, emoțional, mai bine nu-l întreba nimic și lasă-l să se coacă în mintea și în sufletul lui, el trebuie să trăiască ce a pățit ca să ajungă să-ți spună. Nu la 3 ani, că nu păi e foarte... Păi da, el spune, să știi, mami, mie nu mi-a plăcut nu știu ce, sau îmi spune după nu știu câte sunt zile. Sunt și copii care spun după câteva zile și e bine să-i aștept, să nu-i înghiotești cu întrebări. Apropo de faptul că noi venim din generații care ne-am dus foarte mult în spațiul personal al copilor. Bună ziua, inclusiv asta cu forțatul copilului până la 5-6 ani să zică bună ziua, nu trebuie să-l forțe. Da, apropo de ce spuneai, și eu am zile când îi simt foarte încărcați pe copii, că și îmi dau seama că s-a întâmplat ceva la grădini și îmi spun, nu știu, la momentul nostru, fie la somn, după ce știi povestea, sau la baie, când simt ei, când se stinge lumina, când se simt ei în confort. Acum, și până la urmă povestesc. Dar nu pot atunci când vă dați seama că în sufletul meu aș vrea să știu că îi simt agitat. Sau vezi ce greu e la adolescență, că eu aș vrea să știu imediat cum a fost la întâlnire sau la petrecere sau cum a fost. Dar cu cât sunt mai în spate, lay back, cum spun americanii, mai liniștită și duc discuția către lucruri care nu contează și copilul nu se simte pus sub microscop sau unde, cu atât vine mai repede și mai deschisă povestirea aia de care ai nevoie să verifici. Că... Deci e foarte bine că... Alina, hai să ne întoarcem un pic la nașterea lui Leon. Asta pentru că în comunitatea ta tu le-ai vorbit mamelor, ai povestit experiența nașterii naturale și nu întâmplător vreau să aducem acest subiect pentru că România, știți foarte bine, e într-un loc fruntaș în Uniunea Europeană la nașterea prin cezariană. Citeam un studiu de prin 2019 că 60% dintre femeile românce nasc prin cezariană, iar scorul la clinicile private, cifra este de 90%. În București a crescut foarte mult, iar în pandemie a ajuns la 90%. Da. Cum a fost la tine? Ți-ai dorit copil, ai rămas înstăcinată, te-ai gândit cum, ce alegere să am? Eu aveam experiența mamei mele care îmi povestise așa cum a fost nașterea mea și nu m-am gândit atât. Naturală, presupun atunci. Da, naturală. Dar nu m-am gândit înainte cum o să... Nu mi-am făcut filme oricum, nici cu copilul nu mi-am făcut foarte multe filme, cum va fi, dacă o să alăptez, nu o să alăptez, nu m-am gândit la toate lucrurile astea și când am rămas însărcinată am început să mă documentez și să tot citesc și mi-am dorit naștere naturală, am simțit că asta vreau pentru că mi-am dorit să trăiesc experiența asta, mi se pare o experiență înălțătoare. Pentru mine a fost extraordinar să trăiesc asta. Dar și pentru copil e extraordinar să treacă adică, prin travaliu. Eu de asta am tot povestit. Că lumea nu prea vorbește. Nici persoanele publice care au avut nașteri naturale nu prea vorbesc pentru că vor să fie cumva așa, să nu deranjeze pe nimeni. Pentru că e un subiect care deranjează. Dar de ce deranjează? Pentru că părerea mea, acum, nu știu, poate o să deranjez și eu, există o frustrare totuși a mamelor care au născut
Nu zic că toate, poate unele sunt foarte împăcate, poate asta și-au dorit, dar undeva în adâncul sufletului există o neîmplinire. Nu, da. Mamele pun la îndoială absolut totul. Nu. Asta da, așa nu, este. Din momentul în care rămâi însărcinată, cea mai mare frică și spaima numărul 1 a femeilor în lume este legată de sunt sau nu o mamă bună. Și asta da, încep și toate vinovăția mamei, cu toate lucrurile alegere. Pe care le facem. Deci nu cred că au frustrare sau sunt neîmplinite. Bine, medicina spune ceva pentru anumite femei. Cred doar eu că începe nivel... calculul ăla dacă am făcut bine. Eu cred că este la nivel subconștient această chestie, pentru că e în natura noastră să facem lucrul ăsta. Eu spun așa, fiimea a fost foarte mare, am născut natural și în ultimul moment n-am mai putut, a trebuit să o scoată cu un forceps. Pentru mine, elevă de nota 10 olimpică, scorul ăla de 9 și trasul copilului așa a creat vinovăție în primele 2-3 săptămâni asupra mea nebunească, că eu n-am fost în stare să livrez să un copil de 10. Copilul natural și a trebuit da, cineva multă, să mă da, ajute. Ne pune deci multă asta presiune este o țăcăneală, o presiune, asta ne pune n-are legătură. Să știi că am avut tot scor 9 la da. Mine, nașterea mea. Și maică-mea mi-a zis că și ei au zis la fel, adică la modul dacă nu împingi acum, bag forcepsul. Și maică-mea s-a speriat foarte tare, am împins, am ieșit, dar ceva cu respirația n-a fost, nu știu ce, și am luat 9. Ceva, îți dai seama. Da. Da, apropo de treaba asta cu alesul, dacă alegi să naști prin cezariană sau natural, dacă alegi la privat, mai mult ca sigur intri la cezariană, vreau să te întreb, Oana, dacă acum 20 de ani era în continuare, da. Era și atunci era și atunci presiunea, se făceau cezariene, dar eu știu că fiecare mamă alege în momentul respectiv cel mai bun lucru posibil în funcție de nivelul ei de conștiință și vitalitate și putere. Eu cred societatea că este... nu ne educă da. Suficient de mult nu se pe avantajele mult. Da. Unei nașteri și nu susține încă nașterea naturală, fiindcă sistemul medical... Pornește avantajul lui. Pornește foarte mult de la medici, pentru că le descurajează pe mamele. Mi se pare că medicii le iau puterea. Adică la fiecare consult, de exemplu, doctorița mea, că eu mi-am schimbat-o în ultimul moment, pentru că la fiecare consult mă întreba și cum naștem. Și mi se părea, v-am spus, ca adică și cum de e ce? Pe tine această povară. Exact. Și atunci se pune o presiune foarte mare pe mame care cumva, și li se zice, uite ce se poate întâmpla, li se induce o frică. Noi oricum avem o frică. Da. Nu știu, e ceva în societatea românească, nu știu exact ce se întâmplă. Nu, dar și toate testele astea. Pe vremea mea, când rămâneai gravidă, făceai două teste și ecografiile, da? Și acum a trebuit acum la fel. Mult mai multe. Se fac foarte multe teste pentru că e foarte bun da, financiar. Da, și de la test la test, mama pare că a mai trecut un examen, ca exact. Și cum nu e sigur nimic până la testul următor. Da. Ecografiile prea multe și ți se pare că dacă n-ai făcut, nu ești destul de bună, n-ai făcut tot ce trebuie, nu ți-ai făcut toate analizele alea, nu... Sunt e foarte multă presiune, într-adevăr, și să știi că vorbeam, apropo, cu cineva dintr-o maternitate privată, care îmi spunea că au ședințe în care li se spune să pună presiune pe mamă să mai facă niște analize. Au barem, de ce analize mai trebuie să le bage pe gât? Dar aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că medicina, într-adevăr, evoluează și nu putem să o dăm la o parte. Sunt și analize din astea pe care le credem noi exagerate, care chiar descoperă lucruri. Da, cu siguranță. Teste genetice pe care care salvează. Da, corect, pe care le recomandă medicii, mai ales la mamele care nasc un pic mai târziu. Nu e rău că avem mai multă știință și că o aplicăm pe copii și pe femeia gravidă. E rău că psihicul ei nu e susținut în așa fel încât să creadă în mama natură, să meargă și pe mâna sistemului, că asta e, poate știința descoperă ceva la tine ce nici n-au visat mamele tale să fie avertizate în legătură cu, da? E vorba de, da, mergem pe știință și n-avem noi dreptul acum să recomandăm nimic, că nu suntem specialiști, dar... Noi putem doar să împuternicim psihologic mamele. La emoțional. Da. Și mai e o chestie, recuperarea. Eu la aia m-am interesat și aia a fost importantă. Eu având și Hashimoto, m-am gândit, auleu, sigur o să fac depresie postnatală, o să fie greu. Și m-am gândit, vreau să am o recuperare rapidă, pentru că știam că n-am ajutor. Îmi doream să mă conectez cu copilul, îmi doream să stăm noi și știam că cezariană va împiedica chestia asta, pentru că nu ai putere. Erai singur. Eu, după ce am născut, ne-am luat copilul, a stat copilul doar cu mine, nu ne-am despărțit, am putut să-l iau, l-am pus la sân din prima, l-am ținut în brațe, am plecat acasă, n-am avut nicio problemă, am stat, m-am trezit. Din prima clipă am simțit că mi-a dat putere nașterea.
O cezariană e o operație totuși. Acum, ia un pic din putere, oricât, ci că 3 luni este perioada de recuperare la o cezariană. Clar că unele mame se recuperează mai greu, unele mai repede. Am născut prin cezariană cei 2 copii cu indicație medicală. Am avut niște complicații mari la Ana, ceva mai mici la Vlad. Cumva poate se obișnuise corpul cu sarcina. Și 2 lucruri vreau să spun aici, apropo de ecografii. Am făcut multe ecografii, dar la un moment dat mergeam, sinceră să fiu, și de drag, cel puțin la Ana, că voiam să o vedem tot timpul și era și panica mea, că știam că este o sarcină cu probleme și simțeam nevoia de... Te înțeleg, confirmare. Confirmare. Și chiar râdeam cu soțul meu, cu Răzvan, care întrebase dacă nu există un ecograf portabil să putem să avem acasă, să vedem decât asta, ca să mai și depensem un pic. Dar ca idee eu te înțeleg, pentru că și mie nu-mi venea să cred că eu chiar am un copil în mine. Adică eu mă gândesc că dacă aș mai avea o sarcină, aș ști cumva că chiar vine un copil. Pentru că eu eram, mă, oare chiar am acolo un copil? Adică efectiv, cumva rațional știam, dar nu, știi? Când despre recuperare, și eu, mie plăcea să merg și ține să strict de fiecare femeie în parte, pentru că și eu m-am ridicat la, nu știu, la, cred că la 6 ore de la operație m-am ridicat, am avut copilul la sân imediat după operație și foarte ușor s-a întâmplat totul după naștere. Chiar m-am recuperat foarte repede, un pic mai greu după a doua cezariană, dar cumva e firesc, dar și atunci am... tras de mine și am fost cu ei acolo. Am avut foarte multe discuții, Simona, cu o grămadă de mame, adică a fost multe, adică a fost o perioadă foarte grea, pentru că eu mi-am dorit, fiecare ia ce decizie avea, mai ales că în România se poate, în alte țări nici nu poți lua decizia asta, adică nu ține de tine. Aști așa cum naști și dacă cumva în ultimul moment, că până la urmă tot timpul am spus, mă, cezariana salvează vieți, e super bine că o avem și e minunat că există, pentru că, uite, sunt... Dar de ce suntem femeile de naștere naturală? Pentru că e o frică ancestrală, e o frică băgată de medici, o frică a poveștilor mamelor lor care au născut greu pentru că se năștea și, din păcate, nașterea nu este cum ar trebui să fie, pentru că noi n-ar trebui să naștem întinse pe o masă, ar trebui să naștem în condiție... E foarte mecanizată nașterea în spital. Exact. Și atunci, unul la mână, știi cum e cu durerea? Că femeilor le e frică de durere. Nu de durere e problema. Noi, orice durere ai avut vreodată, ați uitat-o. Știți ce vă aduceți aminte? Cum v-ați simțit? Asta e cel mai important. Dacă oamenii ăia care au fost lângă tine când ai avut o durere te-au făcut să te simți bine, tu aia îți aduci aminte. De-aia e foarte important. Femeile alea care au experiențe urâte de la naștere nu-și aduc aminte durerea, își aduc aminte cum i-a vorbit doctorul, cum s-a purtat moașa cu ea, cum te-ai simțit în momentele alea? Există moașă, adică noi totuși locuim în București și hai să spunem că aici oamenii există mult mai multe posibilități. Dar dacă stai să te gândești ce se întâmplă în orașele mai mici sau mai mari din țară, unde... Urâtă. Pentru mine nașterea a fost traumatică. Mi-amintesc exact de femeile de acolo, cum sufereau. Dar are acum Gabor Mate, în noua lui carte, un capitol întreg despre naștere și despre cât de mecanizat e sistemul și rece, de la lumini până la poziția femeii. Și în același timp el explică cât de important e ca întreaga comunitate să o facă pe mamă să simtă bine, pentru că fătul sau viitorul copil e foarte influențat de momentul în care intră pe lume, de energia oamenilor din jurul lui. Așa este. Se știe foarte puțin despre asta, vorbim puțin despre asta, dar știm bine că inclusiv acolo în noi, în primele 9 luni de viață, ceea ce simțim descarcă un cocktail de chimicale care dezvoltă, configurează, leagă conexiunile neuronale și starea lui generală de reactivitate față de lume. Cum e și documentarul ăla. Și o naștere anxioasă, mecanizată, cu lumini puternice, cu oameni care se răstesc la tine sau îți spun hai că nu ești în stare sau așa. Textele cum clasice. Influențează mult și starea copilului. Se întâmplă asta, da? Pentru că noi suntem, hai, trecem momentul și uităm. Iar copilul când se naște, el nu știe că este un altă ființă. El crede că ești tu. De-aia trimestrul 4, primele 3 luni, trebuie să-l ținem pe copil cât mai aproape. El știe bătăile inimii și simte mirosul ăla de colostru. El nu știe că e altcineva. El nu cunoaște asta. Eu am fost absolut șocată
că nașterea este totuși pentru copilul meu un moment doar al ei în singurătate, chiar înconjurată, luată în brațe. Copilul e pus pe masă, măsurat, cântărit, șters, da. Cântărit, cu lumini. Eu m-am luptat atât de mult, deci atât de mult m-am luptat. Dacă nu te lupți și dacă nu îți dorești tu ca mamă să naști natural, să ai experiența aia, să magică, da, l-ai ținut o oră, da. Nu l-au măsurat, nu l-au cântărit l-au atunci? L-au luat după 20 de minute, foarte puțin. Și după aia mi l-au adus înapoi. Dar știi cum s-a întâmplat? Am născut, a venit copilul pe mine, era și Dragoș acolo, a venit spre sân, s-a tras el, deci efectiv, și am auzit în 20 de minute de la neonatul nostru, haide vă rog frumos, dați-ne copilul, dați-ne copilul, haideți vă rog frumos, dați-ne copilul. Deci asta am auzit 20 de minute. Da, că ei au frica și responsabilitatea. Da, dar copilul era bine, copilul s-a dus la sân, copilul era super ok, dar ei au această chestie. Mi l-au luat, Dragoș a fost acolo, cred că n-a durat mai mult de un minut și mi l-au adus înapoi. Și aia a fost despărțirea propriu-zisă mea de Leon cât am fost în maternitate. Dar ca idee neonato, peste tot face lucrul ăsta. Adică ei vor să-l cântărească și li se pare că... Și am auzit, apropo, am văzut un document, o chestie făcută de, nu știu, de TVR, parcă, în care vorbeau cu neonatologi și nu vrei să știi cum vorbeau oamenii aia. Zicei că cu copiilor, cel mai minunat moment din viața mea este când țin atunci copilul pentru prima dată în brațe. Nu e treaba ta. Și li se părea așa înălțător și vorbeau cu atâta mândrie, le luau efectiv momentul mamei. Niște alți oameni care nu sunt ei părinții, nu au dreptul pe ăsta. De altă parte, eu m-am bucurat că au existat acolo în maternitate. Bine că există. Nu zic că nu, nu e bine, sunt minunat că ne explică niște lucruri. Ascultă-mă să spun ceva, Fanny, să trecem de partea asta tensionată, să nu sperie mamele. Eu m-am bucurat că există oameni mai uzați acolo care știu să manipuleze un copil cu ceva mai multă detașare. Da, fii mea avea este. Păr foarte mult și era foarte înclăiat. Nu, n-au spălat-o bine. Și la a doua alăptare am îndrăznit și eu să spun asistentei, păi e prea murdară. A luat-o așa de picioare ca pune puroi cu capul în jos și a băgat-o la chivetă. Tuc, 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 tuc. Da, și pe mine m-a fascinat cum se descurcă copiii. Da. Mie aia, în mod normal, ar fi trebuit să-mi dea furie. Uite cum îl ține pe copilul meu. Pe mine, siguranța ei, precizia, da, asta liniștea și ei sufletească, cu gesturi la fel de mecanice, mi-au dat liniștea, dar oameni buni, așa ca un om mai bătrân, avem nevoie și de oameni care au mintea la rece, vorbesc sec și detașați. Pe mine mă ajută în momente de boală, de frică, de suferință, să văd că sunt niște oameni care s-au disociat de ideea de suferință și funcționează acolo cu prezența de spirit a profesionist. Deci pe mine m-a ajutat la un moment dat. Și mi-a plăcut că... Da. Cumva mi-a arătat cum se face, da. Cum se face băița, cum îl ține. Adică nici eu nu știam, zis, nu mai ținuse niciodată. Și nu-l ținea cu dragoste, îl ținea profesionist cum trebuie. Da. Și slavă Domnului că nu-l ținea cu dragoste, că aveam nevoie de cineva care să-mi arate că omul nu-i fragil. Fiecare om are rolul său, la fel cum da. Neonatologul se verifică, ei, cred da, că e foarte important să vadă... Da, e un om de știință. Dacă, okay, sigur că nu e trebuie cumva să respire, meu atunci, da, trebuie să-l exact, aspire, că poate exact, nu respiră copilul exact, corect. Exact, da, da. Pentru mine a fost asigurator să știu, da. Exact, liniștitor să știu că e bine. Da. E bine și după aceea mi-au dat-o. Da, mie mi se pare, ca idee, vreau să vă zic, asta e părerea mea, mi se pare că suntem prea speriate pe o chestie care e super naturală și o facem de milioane de ani. Și acum de 100 de ani se naște în spitale, poate mai puțin de 100 de ani și nu mai concepem altceva, iar când auzim de o naștere acasă ne panicăm. Și pentru că corpul femeii este, mai ales în societatea modernă, foarte rupt de ritmurile naturii. Din păcate asta, că suntem deconectați. Așa suntem este. Deconectați inclusiv de ritmurile hormonilor noștri, de ritmurile noastre ciclice, de chemarea naturii. Bun, și acum pentru toate mamele care sunt însărcinate, viitoarele mame și care poate ne ascultă, ce mi-ar plăcea mie să înțeleagă din toate experiențele noastre, că uite, suntem trei mame cu trei experiențe diferite, este că copilul ajunge în brațele tale și o să rămână acolo. Adică, dacă chit că se întâmplă în ora aceea, chit că se întâmplă când și se poate, poți că sunt și cazuri conexiunea, medicale, întotdeauna. Sau sunt mămici care cad în depresie și 6 luni nu și-au copii în brațe și nu e vina lor. Și inclusiv acest tip de relație începută greu la început se poate
regla în timp prin conectare conștientă, relaționare. De fapt, totul e despre conectare. Și se poate regla. Adică există oameni care nu pot fiziologic să susțină trauma unei nașteri. Pe de altă parte, da, există în societatea noastră o lipsă de informare, asta inclusiv e, de la copii vorbind. Nu? Ai văzut copii de astăzi se zgârie un pic în genunchi, se panichează, vor imediat 7 pansamente. Există o crescută nesiguranță și neîncredere în puterea corpului nostru. Asta e adevărat. Despre asta e vorba general. Ai zis foarte bine. Și după naștere urmează iarăși un moment foarte intens. Alăptarea, experiența alăptării a fost una lină sau a trebuit să... Nu, eu am avut noroc cu alăptarea. Cu eu am chemat un consultant în alăptare înainte. Pentru că mi-am dorit cumva să știu cum să fac. Am zis că... Înainte să nasc. Am chemat-o pe Crina Coliban. La mine mi-a spus niște chestii. Eu aveam, într-adevăr, înainte, eu am născut chiar la 40 de săptămâni, aveam un pic de lichid, așa, am curgea din sumă. Uitam, îi trimiteam Dianei poze tot. Zic, uite ce se întâmplă. Și cumva ea m-a liniștit, mi-a zis, Crina, vezi că nu o să vină foarte mult, mi-a dat o linguriță, mi-a să iau o linguriță de argint, că dacă cumva nu poate să se mufeze copilul, să folosesc linguriță. Cumva așa am zis, mă, eu am înțeles acum. Îmi luasem și cartea lui Jack Newman, care mi se pare absolut genială și trebuie să o citească orice mamă. Am citit-o și după, tot felul de detalii, de chestii, tipsuri. Și când am născut, mi-am pus pe Leon, nu, s-a dus la spre sân, dar nu s-a mufat atunci, după care ne-am dus în rezervă și l-am pus la sân și efectiv a prins sânul din prima. A fost și un copil destul de mare, a avut 3-3600, deci era un pic totuși vânjos, mie mi se părea foarte mic atunci, da, era totuși mare. Eu ce să mai zic, un copil de 2,3 kg. Da. Sunt bine. Prematur, la limit acolo. Da, cred că a fost un pic mai greu la tine. Cu... Nu, dar a fost treaba asta cu alăptarea, a mers la mine și la mine, ok, și a din venit, prima. Adică indiferent de... sub, am făcut niște ragade acasă, dar destul de light, adică erau doar niște, nici nu știu cum să le zic, așa, niște mici fante în sfârc. Dar a fost ok, adică am trecut, cam după săptămână mi-au trecut și a fost foarte bine. Cred că aici e cea mai mare dezinformare la femeile care alăptează, nu știu, voi sunteți mai conectate, dar am colegi, angajați, tineri care se informează mult despre naștere, creșterea copilului, dar uită de faptul că alăptarea e grea, doare foarte mult. Doare foarte tare foarte pentru multe complicații. Eu am trecut prin absolut toate durerile posibile. Am alăptat până târziu, la 2 ani aproape. Nu, mai puțin, 1 an și 8 luni. Dar foarte greu a fost la început. Da. A fost greu să scap de lapte. Da. Foarte greu, nu te mai pregătește nimeni pentru momentul și ăsta. Și chiar e un moment important și nu te pregătește, se spune, adică, nu știu, eu n-am avut, nu mi s-a întâmplat, dar am auzit multe povești, cu n-ai destul lapte, exact, eu mi-aduc aminte că m-am mult în spital tău, da. Și am scos atât. Da, e și normal, așa e și normal la început. Foarte puțin. Ăla e și Lili foarte Sandu bun. Mi-a trimis poză, a scos atât acolo. Uite ce mamă bună. Și zic, mamă, Lili, n-am văzut în viața mea așa acolo, atât acolo. Dar n-am simțit, într-adevăr l-am ținut la mai mult la sân, la început, pe Leon. Dar a fost ok și niciodată nu m-am gândit de cât de mult contează, că acum îmi dau seama. Să nu m-am gândit, mă, nu o să am lapte, n-am destul da, lapte. Da, și contează și eu am trecut prin asta. Dar e presiunea celor din jur, Ana. E foarte mare. Da, că e foarte copilul mare. La început e mărâit, până digeră laptele ăla, îl digeră și foarte repede și cere foarte des. Yes. Și toți din jurul meu, toți, inclusiv soțul și bunicile, nu e laptele bun. Copilul ăsta e foame. El nu se hrănește. Măi, eu sunt și individualistă, așa, și... Cu asta mă educasem. Cât de greu îmi este, știu că laptele vine cu atât mai bun cu cât crezi. Da. Am avut asta magic în cap și așa a fost. Dar nu i-am ascultat până la 6 luni. Eu am avut noroc că soțul meu nu mi-a zis nimic. Adică m-a încurajat, m-a susținut. Mai că mea n-avea curaj oricum să zică nimica că eram foarte așa. Și chiar am avut încredere că o să fie bine. Contează mult. Știi că dacă ai frica aia că nu o să fie, nu o să am lapte...
cumva te influențează. Pe de altă parte, ți-a dat tu, poate te-ai instruit mai mult, că eu am depășit momentul. Dacă mama e foarte anxioasă, e neliniștită, se ceartă cu soțul sau separat, că am multe familii de genul ăsta acum cu copii mari. Asta se simte că e un șoc. Șocurile emoționale. Și alăptează. Este laptele încărcat de toată trauma. Da, așa se spune că poate să fie laptele încărcat. De emoțional. Deci, nu știi, fiecare mamă până la urmă simte, dacă mai completează cu biberon, dacă nu? Hai să zicem și eu pe aia dreptă. Copilul oricum simte emoțiile tale și dacă nu-i dai prin lapte, el te simte. Da, el e conectat cu tine. Deci oricum emoțiile le dai. Chiar dacă le dai prin lapte, chiar dacă îi le dai fără lapte. Eu cred că îi le dădeam, adică aveam atâta îndoială și supărare că lumea mă contestă. Dar eu zic că cred că îi dai și agitată bune. Și plângăcioasă. El te conectează oricum cu tine. Copilul, eu văd și acum la Leon, dacă eu sunt mai nervoasă, da, le simt. Automat și el iese și nu ce, Dragoș, vezi că trebuie să te calmezi tu. Și îmi dau seama și încerc să fac exerciții de respirație și să mă calmez. Da, știți acum că, din păcate, experiența asta a alăptării nu este la fel de lină și înălțătoare pentru toate femeile și acum eu lor o să mă adresez pentru că eu sunt din acea categorie. Mi-a fost frică. Nu a fost foarte greu, dar la un moment dat n-am mai putut duce la Vlad și o să vă explic și cum am decis eu să ne salvez pe noi trei, pe mine și pe cei doi copii ai mei, pentru că Ana era foarte mică atunci când s-a născut, el avea, nici nu împlinise 2 ani și oricât de mult am pregătit-o noi și am pregătit-o. Cum credeam noi că poți să pregătești un copil care n-avea nici 2 ani, că o să vină frățiorul? Da, e mult prea puternic. A fost un șoc emoțional extraordinar de puternic pentru ea. Nu o să uit toată viața mea cum se uita la mine cu Vlad la sân și își punea mânuțele la ochi și începea să țipe. Era ceva ce creierașul ei, probabil, emoția ei de copil, nu a putut să suporte. Da. Iar eu pe scena asta, pe toată oboseala și... Da, părea că te rup în două. Că mă rup în două. E foarte greu. Am plâns cum nu cred că am plâns vreodată în viața mea în acele săptămâni. Și atunci decizia mea asta a fost să opresc cercul ăsta pentru că riscam să fac depresie eu și să, practic, să-i las pe ei fără cel mai important om din viața lor, da, la mamă. Și ai apelat la biberon și s-au liniștit și măcar... S-au liniștit. Cele mai mari. Și s-au liniștit. Da. Am avut 2 copii liniștiți. Da, deci sunt foarte complexe situațiile fiecare femeie. Așa este. Da. Și nu poți să judeci nimic, pentru că pur și simplu fiecare experiență este diferită. Copiii sunt diferiți, reacționează diferit. Probabil că o să trăiesc toată viața cu acest regret că nu l-am alăptat suficient, dar pe de altă parte sunt foarte conștientă că în momentul respectiv am luat cea mai bună decizie. Da. Noi trebuie să fim ok emoțional. Asta e paradigma în care trăiesc toate mamele. Vor mai fi de nu știu câte ori astfel de alegeri. Nu între 2 copii, dar veți mai avea astfel de alegeri de fiecare. Și privind în urmă, sigur că zici, hei, aș fi putut să fac asta. Dar ăsta e cel mai liniștitor gând. Cu ce aveam atunci, cu toate datele din minte și din sufletul meu, asta era soluția cea mai bună. Tot timpul e chestia asta, adică eu văd și la mine că în anumite situații, când mă enervez, când reacționez cumva, tot timpul am vinovăția aia mamei. Asta e varianta mea cea mai bună în momentul ăla. Dar momentul ăla atât am putut. Atât s-a putut și într-adevăr e foarte greu și nu poți să judeci când un copil e atât de, adică suferă atât de mult. Mi-a povestit maică-mea o chestie că ea când s-a născut, diferența între ea și fratele ei e de vreo 4 ani. Fratele ei a fugit de acasă și 2 zile nu l-au găsit. Da, că pentru că arată. Ideea că a fost apărut atât, că a apărut un alt copil care a primit toată atenția, când a avut el foarte atenție. E foarte greu pentru copilul mai mare. Foarte, foarte greu. Mai și uite cum spuneai, când e distanță, foarte mic, că da. Pentru că la 2 ani îl la pregătești, ani dar nu înțelege la fel. Simbiotic, nu cum înțelege imagina. La 3 ani, uite cum înțelege Leon acum, care îmi spune, mami, uite, băiețelul ăla are un frățior, așa cum vreau eu. Dar foarte serios îmi zice. Cere așadar. Și zic, da, chiar dacă mami. Înțelege și își dorește, tot se declanșează. Nu-și dă seama ce înseamnă. Și spun, de unde ar trebui să stau cu el? Ar trebui să... Ce, mami, nu putem să luăm o bonă? Opa, da, nu, de unde știi de bonă? Deci i-ar fi greu, îți dai seama, i-ar fi greu, mai ales că... Copiii au nevoie de o relație exclusivă până în preajma... clasea a doua, a treia, deci până pe la 9-10 ani, toți copiii luptă pentru prietenul meu și numai al meu, mai ales fetițele.
care, de exemplu, într-un grup mare de fetițe nu se simt securizate emoțional, chiar dacă se joacă toate cu toate, decât după ce au o prietenă bună care e a mea și doar a mea. Și dacă prietena respectivă dă atenție altei fetițe, astălaltă se supără și se simte trădată. Deci asta așa a fost drama vieții nostru. Mele. E foarte interesant că mi-ai spus asta. Asta este creierul femeii fetelor. Deci am scris și un articol despre asta. Cât de tare. Dimineața în drum am avut în mașină discuție cu o mămică pe tema am avut asta. Acum când mi-ai spus asta. Până iese creierul din imaginea asta că eu am nevoie de o ancoră exclusivă în viața mea, care e tiparul cu mami și cu tati, și pe care îl prelungesc în colectivitate, nu suport ideea că cea mai bună prietena mea, unu, nu există, mă trădează, vorbește și cu altcineva. Wow, eu am avut trama asta. Eu am avut tot timpul câte o prietenă foarte bună și tot timpul am avut problema asta că ea se împrietenea cu altcineva și mă părăsea. Da. Asta și am este... suferit foarte mult și eu mă gândeam, mă, oare am rană de abandon de aici? Oare am ceva? Toți avem de la naștere rană de abandon. Nașterea este... o plecare din rai, este căderea. Și orice naștere este o prima însingurare și primul moment din care începem să murim. Apropo, eu am o poză. Asta e realitatea, nu putem controla. Când s-a născut Leon, eu am vorbit cu mama după ce am ajuns în salon, l-am ținut pe Leon, după care l-am pus în pătuț. Apropo de chestii care le-aș face diferit acum, că l-aș fi pus pe mine și... Dar atunci nu, am sunat-o pe mama, am foarte mult adrenalină după naștere, ziceai că... Deci de la momentul ăla, după naștere, vorbeam fix că acum eram... Da. Turuiam. Și am sunat-o pe mama să-i povestesc tot, dar fix așa... Și Leon era... Îngămit și Dragoș mi-a făcut o poză și am văzut că Leon avea degetul în guriță. El nu și-a sunat niciodată degetul. Dar el avea atunci, în poza asta, cu degetul lui în guriță, nevoia lui de a simți ceva. Nu știu, că eu știu că își mai suc degetul și când sunt în uter. S-a părut, wow, și doar în poza am văzut, eu n-am văzut în realitate. Zic, wow, uite, avea, sugea degetul, ce chestie. S-a părut foarte tare. Da. Dar să rămânem un pic la treaba asta, la ce spuneai de vârsta. Există o vârstă potrivită pentru care, să spunem, o familie să facă un al doilea copil? Diferența, cam care ar... No. În așa fel încât, nu știu, să înțeleagă, să primească mai ușor. Nu, eu am avut în clasă copii care erau clasa 8-a, cu părinți tineri care au născut, da, au făcut un al... Și băiatul de clasa 8-a a trecut printr-o criză care n-arată foarte bine, dar e absolut necesară. Se reconfigurează cadrul relațional al familiei și creierul tău învață ca în spațiul ăsta intim, relațional cu familia ta, să introduci pe un alt cineva. Ceea ce se produce cu un pic de durere, dar e o durere netraumatică. Sigur că imediat după ce a venit pe lume fratele frățiorul, cel mai mare își dorește să moară fratele lui. Dar nu el, identitatea lui, cel pe care l-a educat tu frumos. Da. E vorba de inteligența genelor lui. Suntem animale, suntem mamifere, a cărui corp nu a evoluat în același ritm cu conștiința noastră modernă. Exact. Corpul îți spune că trebuie să-l înlături pe ăsta din copii într-o clasă. Da, e foarte interesant. Copii în clase, la pregătoare și clasa întâi, în pauză, se joacă de a invadatul spațiului celui la respectiv, se furișează în clasa altora și sunt dați afară din clasă. La grădiniță își fac două căsuțe și se joacă de a furatul dintr-o casă și în alta. Nevoia asta de a aparține unui trib și de a te antagoniza, de a te plasa în opoziție cu un alt trib, nu este nici despre violență, nici despre ceartă, nici despre traumă. Este reiterarea și rejucarea acelor scenarii ale umanității din vremurile ei de la apariție. De eu sunt teritorial, sunt în tribul meu, lupt împotriva concurenței, mă joc de exclusul, așa cum ne jucăm de alergatul prin casă. E tot instinctul de animal fugărit care se amuză că se ascunde și nu e prins. Și ați văzut când copiii sunt alergați în general de adulți sau copii mai mari, au un țipăt și de frică și de bucurie. Este un mix între emoție, teamă și bucurie. Tot instinctul acela natural, biologic, despre cum suntem vânați. În perioada copilăriei timpurii, în comportamentul copiilor noștri, apar într-un mod uneori urâțel așa, comportamente pe care adultul le confundă cu lipsă de educație. Respingerea. Noi nu ne jucăm cu tine. Mami o ia acasă ca pe o tragedie.
copilul o ia ca pe o tragedie și e sănătos să o ia așa, pentru că el retrăiește instinctul omului exclus din trib, aruncat peste zidurile cetății. Eu nu trebuie să mă ambalez ca adult, să nu proiectez, să nu spun imediat că e bullying în clasă, că copilul meu e luat în colimator, că copilul meu n-are niciun prieten bun. Pentru că așa ajunge acasă scenariul minților rămase la nivelul acela atavic instinctual. Și cum reacționăm? Că m-am confruntat cu treaba asta. Bineînțeles, și toate mamele. Întâi reacționezi așa, vorbești cu tine, cu vocea aceea de potolire a bebelușului, hei, mama lui cutărică, potolește-te, nu e despre tine, nu e despre copilul tău, toate mamele au asta, este instinctul lui în varianta cea mai explozivă. După care există tehnica liftului emoțional. Tu trebuie să-l ridici pe copilul tău din stadiul de victimă în stadiul de strateg plin de metode de a se reconecta la ce copilul rol respins și în stadiul acela de copil care vede optimist aceste mici șicane. Lucrul ăsta durează. Este, dacă vreți, după intratul la grădiniță, al doilea mare travaliu este travaliul social. Cum să-mi ajut copilul să-și digere eternele și universalele sentimente de respingere, neapartenență, concurență, gelozie, atașament exclusiv, trădare, minciună și așa mai departe. Toți trăim astea. Băieții le trăiesc și mai puternic, intens, pentru că la ei se manifestă și mai fizic, apropo de dominația pe terenul de fotbal. Băieții nesportivi sunt foarte puternic și dureros dați la o parte de cei alfa sportivi. Da. Da. Și ei trăiesc asta ca pe o pierdere a teritoriului ăla de vânătoare și de supraviețuire pentru familia lor. Așa interpretează creierul, cu maximă tristețe. Fantastic. Am explicat, am un filmuleț în care explic ce-i cu liftul ăsta emoțional. Pe scurt este, întâi trebuie să-i cânți în strună și să-i empatie, arăți să-i în oglindă validezi că sentimentele lui sunt naturale. Trebuie să-l miști pe urmă către furie, să-ți imaginezi scenarii de răzbunare asupra acelui copil, caragioasea, mamă și vin și-l iau și-l arunc de coadă în lună. Pentru că copilul, dacă consumă furia cu tine, scenarii caragioase, agresive, va reține această bilă de furie și de supărare. Și spui cumva că tu ce ai face copilului ăla? Nu, împreună. Ce facem împreună? Îi facem împreună ceva. Dacă vreți ceva și avem timp, durează un pic, dar durează. El vine și spune, nu se joacă nimeni cu mine, sunt singur. Uite, astăzi m-a scos de pe teren și a zis că sunt un fotbalist prost și că nu o să mai joc niciodată. E foarte nasol pentru copil. Pentru creierul lui care interpretează realitatea doar în termen noi, de dar și pentru mama, aule, copilul meu respins. Exact, da. Și copilul meu nu va fi popular, genele tale îți spun, a, copilul meu nu va supraviețui. Asta exact, spun. De-aia exact o iei razna. Că te gândești, nu este fit for survival. Exact, da? Eu sunt mama din junglă și ăsta e puiul slab. Va muri. Exact. Asta apare în capul mamei. Da? Corect. Când da, tu trebuie să știi să temperezi asta. Ho, nebunul. Da? Nu e asta, este doar instinctul meu. Nici nu mă repet și îi spun, nu-i nimic, mami, evită-l, nu te mai juca, lasă că și alții sunt sportivi și alții sunt cântăreți. Adică copilul nu are nevoie de supra-raționalizări atunci și nici de soluții. Nici să-i spui, dar nu lovi, nu spune și tu trebuie să fii bun și cu mințe la-i rău. E ca și cum castrăm, tăiem bonsaiul înainte de a se manifesta forța plenară în crengi. Eu trebuie să-l îi cânt în strună copilului meu. Aoleu, cum mă, mami, și așa ți-a zis și așa ai făcut, vai, extraordinar, cum nu te-ai jucat și tu și n-ai plâns și nu ți-a venit rău? Deci trebuie să faci invers decât îți spune instinctul. Instinctul tău spune să ștergi repede praful, lasă că nu-i nimic, mami, că mai sunt și în viață și în momente de-astea, nu ștergi praful de pe rană, nu, scoți pansamentul și arăți copilului că simți aceeași durere. Da, tu nu o simți, că aici trebuie să lucrezi cu tine, da. Tu o joci. Adică tu stai în... de câte ori am făcut asta eu ca profesor? Am făcut de 1000 de ore. Da? Adică nu mai simt noi nimic. Învățăm, nici da, măcar da, fluturi da în stomac. Eu văd prin ce trece copilul. Văd că e o schemă umană prin care eu trebuie să trec cu el ca să-l cresc pe interior. Nu ca să-i rezolv problema. Mm-hmm. Că problema tot el și-o rezolvă, nu eu. Exact. Da? După aia, de la sentimentul de neputință, că asta este de victimă, trebuie să-l muți către o emoție mai puternică, care e furia, pe scara emoțiilor, ca vibrații. Aoleu, păi ce să-i facem noi lui ăsta care te-a respins
Și el o să vezi că dacă tu intri pe energia asta răzbunătoare, o să-și imagineze și el tot felul de scenarii, că îl iau, că îl bat, că îl rup, că nu vă speriați de asta, nu se vor întâmpla aceste scenarii în realitate, dacă el e obișnuit să digere cu voi super scenarii. Tare. Ție nu s-a întâmplat să te, nu știu, să te ceri cu cineva și toată noaptea să spiralezi în ce o să-i spun eu lui ăsta, ce o să-i spun eu lui ăsta, ce aș fi spus și cum mi-aș fi tras, da? Deci, mintea ta atunci este într-un laborator în care se autoliniștește făcându-și scenarii. Tu știi că nu o să te duci a doua zi să-l iei pe ăla de gât și să-i îl înjuri, nu? Absolut. Dar te liniștește dialogul ăsta cu tine, același lucru are nevoie copilul tău. De aia de multe ori e bine să nu spui la cal chestii, știi? Apropo, când te ceri cu cineva, să le zici în gând, să nu știu ce, să le zici la cal, că zici multe nebunii. Să te duci și spiralezi din nou și spiralezi, te enervezi maxim. Singur și vorbesc singur. Da, așa, și zic așa. Oamenii că după ce a trecut bună. De stadiul furiei și ați dat un râs, că furia asta trebuie să se transforme inclusiv în o arunc eu pe aia pe lună, pe luminița aia ta avea fimea o prietenă, o fac rachetă dacă vin acum la ea. Eu și eu sunt părintele răzbunător. Se consumă un pic în râs, furia, și se sparge bubuiul ăla de neputință și victimă. Pe urmă trebuie să pui întrebarea, mami, dar tu ce vrei? Copilul care nu-și formulează intenția după digestia asta de emoții urâte și n-apucă el să verbalizeze, nu se va mișca niciodată către nicio rezoluție e, în viața lui. Tu poți să ajungi, știi, să faci câteva etape, dar să nu faci pasta care poate... Nu, dar mama spune care e intenția copilului. Să știi că intenția băiețelului care a fost respins la fotbal sau a fost lovit de X este să-i fie cel mai bun prieten de mâine. De multe ori copiii intră în clenciuri când chiar își doresc prietenia celui lat. Exact, așa este. Și tu îi spui, evită-l, nu te mai uita la el, dar sufletul lui își dorește să joace. Și majoritatea copiilor își doresc să joace, problemele sunt așa niște paranteze. Așa e. Dacă nu apucă cu gurița lui să spună ce vrea de mâine să facă, nu cum să facă, întâi intenția. Da, da, da. Și te pui tu în locul lui, îi iei puterea aia de care vorbeai apropo de relația mamă cu doctor. Că mamele îndrăgostite de copiilor vor să facă totul în jurul lor. Nu, relax, stay back, stai deoparte. Dar uite tu aici ce vrei, mama? O mamă cloșcă. Deci, tu trebuie să te interceptezi în momentul ăsta în care vrei să dai soluții. Asta îi dai soțului, dai copilul, nu e pregătit să audă raționalizări. El vrea doar cu tine să-și facă digestea emoțiilor. Și o să apară, da, eu, mami, vreau să mă joc cu el de mâine. Da, mami, sigur că dacă e în colectivul tău, iar că ți-n strună. Sau eu nu mai vreau să-l văd niciodată. Da, mamă, să te legi la ochi, să nu-l mai vezi. Când treci pe lângă el, pune-ți ochelari de cal și azi, hai că poți să dai și în glumă. Și el o să se joace cu intențiile până își clarifică, eu vreau deci asta. Deci tu îi spui ce... Tu îi cânti în oglindă și faci un pic așa. După ce și-a formulat intenția, trebuie să urmeze strategia. Și tu faci, da, mă, mami, dar cum să faci dacă să fii prietenul lui... Cum să faci tu acum? Ce să faci? Nu te dai totul a tot știutoare. Îl lași pe el să vină cu soluții. Da. Iar soluțiile lui vor fi absolut puerile. Pot să-mi dau mingea aia roșie sau pot să vin cu mașinuța asta să-i arăt și lui mâine? Nebuna din tine o să zică nu, că eu nu vreau să-l învăț pe copilul meu să fie materialist și să-l momească, să-l cumpere. Asta e... Nu e adevărat. În limbajul copiilor sănătos este schimbul de obiecte. Obiectele sunt magice la vârsta asta. Exact. Nu e despre șantaj, nu e despre cumpărat, nu este despre mită. Lasă-l dacă el vrea să aducă mingea roșie, care poate chiar și tu așa, în dialog cu el, îi dai tu soluția. Las că ești cu tati și cumpăr o minge de aia de fotbaliști adevărat și te duci cu ea la școala a doua zi să vezi cum sar toți pe tine să fii pe terenul de sport, fiindcă tu ai minge profesionistă. Deci astfel de momeli ca al tău copil să intre în grup, să fie acceptat, sunt sănătoase până la 12 ani încolo când copilul înțelege pe urmă. După ce apare strategia, mai apare un moment nasol pe liftul ăsta emoțional, că urcăm de la subsol, de la furie, frustrare și victimizare până la penthouse. Dar până la penthouse mai apare, după ce și-a format strategia, toți copiii zic, da, nu o să meargă. Sigur o să-mi fac asta. Apare îndoială, care e un sentiment sănătos și pe care l-ai și tu, apare. De câte ori îți propui un proiect nou. Exact. Zici, Simona, îți hotărăști un proiect și după aceea, dacă nu o să meargă. Mai ales că vocea lumii vine și spune, da, cine te crezi? Da? Și o să apară îndoială. Da, nu o să fie așa. Sau apare bunica, sau apare tasul și da, îl înveți tu pe ăsta și îi cauți în coarnă. Deci oricum îndoiala apare natural. Și copilul iar o să se trântească. Da, da, sigur nu o să fie de acord cu mingea asta, sigur o să o șuteze și o să o arunce, sigur o să mă ia și o să mă... E sănătoasă și aici trebuie să-l susții. Da, mami, e posibil, nu știu ce să zic. E, dar atunci...
E, și din momentul ăsta poți tu să-l mai înveți o replică, să faci joc de rol. Eu am învățat-o pe femeia la un moment dat, una din colege, îi tot spunea zbârci când arunca la basket, la să rateze. Ai, Doamne. Și am zis, ce-o durea pe aia, zi și tu. Auzi, te îngrași tu de câte ori ratez eu? Am învățat-o o replică agresivă, wow, fix pentru ce-o durea pe fetița respectivă, dar care a împuternicit-o atât de mult pe fiimea că s-a oprit. Și a încetat acea tachinare. S-a reechilibrat relația pentru că a mușcat-o natural, animalic, de unde o durea mai tare. Noi suntem nebuni și le spunem copilor de mici, nu da replică, stai cu minte, liniștește-te, nu lovi. Asta este un program care o să le intre mai târziu în cap, dar când sunt în faza instinctelor, nu le inhibăm instinctul. Mm-hmm. Știu băieței care au fost obișnuiți de mici, nici măcar l-o pețică la 2 ani să o ia din mâna altui copil și care ajung la 7-8 ani să lovească și să muște în clasă, pe orice formă de furie, pentru că mami nu i-a dat voie, până la limita agresivă de a răni, să-și dispute fizic, da, terenul. Și eu zic că e bine că toate femeile lăsăm să mai fac. Aia, dar ce te faci cu mamele care năvălesc de la prima lopățică smulsă? Acele mame care năvălesc au și ele 10-12 ani și li se activează emoțional, da, apropo de inteligență emoțională, și li se activează chestiile alea atavice. Unele. Dar stai puțin, că acest lift emoțional trebuie să-l faci poate pentru 10 astfel de situații, pentru că el nu rezolvă imediat. Normal. Mâine va fi iarăși respins sau va avea 15 minute de triumf și iar vine supărat. Dar secretul acestui instrument, că după ce cu tine verifică de atâta ori creșterea trăirilor lor, data viitoare când e o situație, când este într-o situație proastă cu altul, tăria aia interioară pe care și-a dat-o din reglajul pe care și l-a făcut cu tine, îi dă inteligența de a da replică rapidă, de a se uita într-un anumit fel. Și copiii respectă imediat o putere egală cu ei. Da. Doar să te uite un pic urât sau să facă celălalt vine după el. Dar dacă al tău copil intră imediat în gură, botic, se retrage, n-am prieteni, copiii nu dau doi bani pe asta, da, asta e limbajul imediat pentru adulți. Nu se mai duc, da, să-l ia la joacă. Și mama spune, du-te, ia-l și pe el că e supărat. Copilul nu vrea să joace cu o energie supărată. Vrea să se joace cu o energie care iartă, uită, înfruntă, nu neapărat agresiv, nu violent, agresivitatea, da, e sănătoasă, dar violența e, pe asta, okay, o pozim, să nu se mai... Și când e împuternicit așa, ceilalți simt din instinct că e partener egal de joacă. Da, oricum simt, că simți energie. Practic și demonstrația pe care ai făcut-o acum e tot un joc. Da, e joc, tu e joc, tu e joc. Da. Ne apropiem de final, știu, a trecut foarte repede. Ce ți s-a părut cel mai greu din acești 3 ani și 4 luni de mămicie? Băi, cel mai greu mi s-a părut să eu cu emoțiile mele. Să mi le... Să nu le mai dau frâu. Da, aia e cel mai greu. Și să fiu tot timpul, adică în momentele alea în care apasă butoanele aia puternic de tot, adică la un tantrum foarte, care ține foarte mult, când mi s-a întâmplat de multe ori să mai dau un picior în ceva, să mai mă trag de păr, mi-am dat odată o palmă, m-am dat cu capul de un perete, adică am făcut toate lucrurile astea și după aia zic, Doamne, dar cum n-am putut? Pentru că, uite, n-am putut, pentru că e foarte greu. Asta înseamnă că încă lucrezi. Încă lucrez și rațional sunt foarte, știu, foarte multe, dar în momentele alea mă mai pierd, mai ales că eu nu sunt un om care să aibă răbdare. Și am învățat răbdarea în, da, acum. Te joci cu el? Te joci cu el? Ești, da, ludică? Da, da, mă joc cu el, dar el se joacă mult și singur. Dar dacă vrea, facem joculețe, avem tot felul de jocuri, le jucăm împreună. Uite, de exemplu, Dragoș nu e foarte așa, nu e genul. Să nu-ți spun că facem nebunii din alea. Eu mă așez pe pat, el sare peste mine, se dă peste cap și am încredere în el să facem toate nebuniile astea. Dragoș nici nu poate să se uite. Adică, pe gen, eu plec. Dar, în general, bărbații sunt așa mai sperioși. Al meu e un pic mai speriat, dar eu am chestia asta și îmi și place și îi dau nas și vreau, da, să le, uite, facem lucruri. Pentru că mi-ai spus că se joacă singur, vocea mea... Da. Mi-a dat mie sentimentul acum și siguranța și certitudinea, de fapt, că n-am decezat, că copilul tău se joacă singur și pentru că tu știi să ai momente cu tine în care ești tu independentă de copilul tău, nu? Nu trăiești identitatea ta acum doar prin copilul tău?
sau ai și o identitate pe care ți-ai păstrat-o din mi-am păstrat-o. Da. Asta și să știi că se joacă fain singur, da, vorbește, foarte face bine personaje și în română, și în engleză, și, și maică mea a remarcat, adică se joacă până la jumătate de oră singur. E bine efectiv să nu ne pierdem total identitatea, să ne mai gândim la o părticică din noi care, nu știu, e profesia, e ce îmi place să mănânc, să beau, ce simt, umorul. Să știi că mi-am păstrat pentru că îmi place mult ce fac și mi-am dorit să continui să fac ce și fac. Și tu ai făcut asta, nu? Și am făcut asta, da. Uite, copiii mei se raportează diferit la mine. Anei este foarte greu să se desprindă, Vlad se desprinde mult mai ușor. Poate are legătură cu primul născut. Da, normal că are legătură, cred. Au fost temerile alea de naștere grea care mai sunt așa ca un fum încă peste. Că eu cred că primul copil, diferența a doilea este. Dar mai nou am introdus... Ai tu mai mult încredere la al doilea. Absolut. Știi ce înseamnă? Fost, știi că chiar vine un copil. A fost că mult zis mai că eu... simplu. Dar mai nou am introdus, chiar și în limbajul lor, ideea asta că mami și tati au și ei nevoie de timpul lor. Și timpul de adulți. Și nu trebuie să te scuzi pentru asta, nici pentru să le noi inventam. Da, inventam deplasări, mami, deplasări, filmări în străinătate, plecam. Nu. Acum există acest timp pentru adulți. Vlad îl primește mult mai ușor. Ana, în continuare, e cu plus. Încă e negociere, luptă, dar îi trece. Nu e un plâns. Știu că imediat e moneda se... De... Da. Se potolește foarte repede, dar cât să mă atingă pe mine, că știe că mă doare. De fapt, acolo e. Mulțumesc. Da, și eu vă mulțumesc mult, am aflat multe. Iarăși ne ducem acasă și facem jocuri. Exact. Ca de obicei. Da. Și ne vedem, ca de obicei, săptămâna viitoare. Să aveți o zi frumoasă. Zooniverse Podcasts.